Eu mă bucur că astăzi mă aflu aici la voi, lângă voi. Mă bucur și sper că o să avem o conlucrare efectivă. Să știți că eu sunt tot timpul și principiul meu de activitate, că eu din sistem sunt în 2003, când a fost format cancelare, când a fost format cancelare de stat, apoi a fost realizat în aparatul guvernului, apoi a fost transformări multe, au fost, dacă știți, dacă țineți minte, în Ministerul Administrației Publice Locale au trecut, apoi iar suntem la cancelare de stat, dar principiul de muncă a noastră nu s-a schimbat. Noi lucrăm cu autoritățile locale pentru a preveni, necătând la cei că suntem organ de control care efectuează controlul de legalitate a acțiunilor administrative. Noi vrem să prevenim abaterele, vrem acele întrebări care ați spus dumneavoastră, să facem niște instrumente, să vă învățăm, să vă aducem la cunoștință care sunt modificările, care sunt beneficiile pentru autoritățile publice locale, care sunt prevăzute în legislația actuală a Republicii Moldova, ca apoi dumneavoastră să sunteți funcționari efectiv pentru comunitatea pe care o reprezentați. Știm că chiar eu îmi permit așa mai un pic lipsul modestiei să vă spun că avem o calitate foarte bună a primarilor. Primarii noștri sunt oameni care pot spune asta. Permanent sunt în întrebări și la Consiliul Raional, și la doamna Osorianu, reprezentantul în teritoriu a filialii Băbăța Cancelarii de Stat. Lucrul ăsta ne bucură enorm atunci când omul cunoaște și vrea continuu să-și plătească cunoștințele. Sigur că numai decât aceste lucruri trebuie să contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și să înțeleg să avem în dumneavoastră un sprijin în această activitate. Mulțumim, doamne ajută și să ne fie într-un ceas bun. Astăzi, la Părești, mai demarează un proiect și fiindcă suntem așa la o activitate deosebită, avem o prezență deosebită. Eu cred că prezentarea o să fac mai exact domnul director a Centrului de Cooperare Transfrontalieră, domnul Cimboieș, dar eu vreau doar să vă spun că noi ne simțim onorați și ne bucurăm mult să fiți dumneavoastră onorați oaspeți aici alături de noi. Mă bucur foarte mult că a reușit Consiliul Raional Fărești să mai câștige un proiect, să mai obțină o sursă de finanțare extrabugetare care va vine numai decât să contribuie în continuare la careva schimbări. De obicei ne-am deprins, așteptăm prin proiecte construcții, ziduri, drumuri, dar nu cred eu că acest lucru este de ajuns. Mă bucur foarte mult că acest proiect care vizează mai mult activitatea pentru a schimba atitudinea oamenilor, atitudinea cetățenilor noștri față de problemele ecologice, de problemele deșeurilor, de problemele de a ne organiza noi însăși viața pentru un mediu curat și pentru o Moldovă curată. Mi-aș dori acest proiect să antreneze în activitate toate primăriile pentru a câștiga posibilitatea ca să devină aplicanți direct acestui proiect. Eu vreau să-mi doresc foarte mult posibilități reale ca să desfășurăm activitatea noastră de parteneriat și aceste surse financiare extrabugetare care vin să-și facă efectul, să vedem rezultat noi, dar sunt cetățenii noștri, aplicarea acestui proiect. În general, ca reprezentanta administrației Raionului, a Consiliului Raional, vreau să vă spun că mă bucur că și acest proiect se va scrie în palmaresul de proiecte a Consiliului Raional Fărești și vine spre a îmbunătăți experiența de a atrage surse financiare extrabugetare. Îmi zic spor la muncă și vă ofer cuvântul domnului Cicăriș. Doamna Tatiana, bună, vă rog. Bună ziua, eu mă numesc Tatiana Bucă, reprezint tehnică, secretaratul tehnic al programului teritorial Partenerașul Estic, Republica Moldova, Ucraina, pentru acest program. Și dați-mi voi și mie să vă fericit cu deschiderea următorului proiect pentru Raionul Fărești, pentru că așa să mă vedeți și dacă vă spune. Raionul Fărești se înscrie unul din Raionul care este foarte activ, implicat în acest gen de program. Vă doresc în primul rând bun început. Un parteneriat durabil și, de fapt, succesul acestui proiect foarte mult contează și de parteneriatul care există, atât de etapa de implementare, ca
de fapt și ulterior, pentru a se lua doar abilitatea activităților care dumneavoastră vi le-ați propus. De asemenea, contăm că activitățile care o să fie implementate sunt activități capabile, activități care o să fie din beneficiul regiunii. Astfel, ulterior, se va avea alte programe din această activitățile care dumneavoastră implementați această activitate. Vreau să vă zic că apare de acest program, parteneriatul este de fapt un program de lucru. Este implementat de către GSZ, Agenție Germană pentru Asistență Externă. Ceea ce este important, noi suntem capabili de implementa și anumite programe. Dacă o să observați, este puțin diferit de programul transportor. Unde nu avem un stat membru, ci managementul operațional și financiar este asigurat către o agenție. Iar ca și participanți sunt doar statele partenere. Și nu mai avem statele membri prin departe de cerțiunea. Este un program de lucru, este un program micuț. Deci pentru Republica Moldova este oferit 3,3 milioane euro. Este o sumă destul de modestă în comparație cu programul de transformare, de fapt avem proiect de așa sumă. Dar oricum, este totul depinde de noi, de provocarea dintre toți actorii implicați, astfel ca să asigurăm un implicare eficientă și să demonstrăm că putem să obținem următorul program, unde va fi o componentă de infrastructură. Cel puțin asta ne dorim. Și asta încercăm să promovăm continuu. Dar decizia aparține și Comisiei Europene, independență de capacitatea statelor de a implementa și de a absorbi sumele care se potrivesc. Așa cum a fost și odată la într-adevăr, sunt proiecte ducuți în soft, nu au caracter investițional, dar dintre diferite regiuni care au făcut și lucrurile, s-au bucurat faptul că s-au văzut că este important și acest gen de programe și, de fapt, este complementar la cele proiecte investiționale și ne oferă o bază importantă, dar o consolidare a capacităților, de fapt, pentru a implementa ulterior și proiecte pe așa mai mult. Ea vă dă succes, o colocare frumoasă și realizări frumoase și proiecte bune, mai înseamnă că suntem în capul sau suntem în perioada lansării unei apel de proiecte major, pentru programul Uniunea Moldova, dar în vreau să participați și noastră fie atât de experimentați, vă succes în continuare și numai bine în implementarea acestor proiecte, care sunt destul de amicurase, vă rog, bine, procedurile naționale, dar suntem noi care încercăm să vă oferim tot suportul atât în calitate de partener de dezvoltare, cât și în calitate, cât și la nivel național. Mult succes! Deci partenerul sau co-aplicantul meu este Consiliul Local Nova Sulița. În sală este doamna primar Nicorici Maria, nu de mult în decembrie aleasă pentru al patrulea mandat. Vă dați seama care este povara dumneavoastră și să se facă recunoscător că a găsit timp și pentru noi și a redicționat ședința Consiliului la Novosulița de azi cu data de mâine și ieri, în fugă după ședința comisiilor, a venit și a participat la ședința Consiliului de coordonare a proiectului nostru. Deci, vedeți, denumirea proiectului, el spune tot, deci scopul principal este să conștientizăm populația, că afară de... Artem Epimeț, deci coordonatorul programului și colegul lui, expert tehnic din Nouă Sulița, și doamna Svetlana Striculeac, probabil o cunoașteți, reprezintă Asociația pentru Dezvoltare Economică și Cooperare Transfrontalieră, tot din orașul Nouă Sulița, Ucraina. Și îl avem domnul Victor Pătruță și doamna Gabriela, deci Capcelea, care reprezintă centrul regional din Moldova. Este un parteneriat creat nu de azi și nu de ieri, dar de câțiva ani. Deci cu unii parteneri suntem al patrulea proiect, cu alții la al treilea. Deci este deja bine stabilit și știm fiecare capacitățile fiecărui partener, rolul fiecărui în implementarea proiectului și vreau să vă spun că proiectul respectiv
a apărut în urma ideii care a apărut în timpul implementării fostului proiect la trileala România-Ucraina-Moldova, îmbunătățirea gestionării deșeurilor municipale solide din Republica Moldova, România și Ucraina. Deci, da, și mai avem un oaspet deosebit, adică doi, domnul Constantin Vândeș cu doamna Maria, care sunt atașați de problema deșeurilor și în genere Agenția Dezvoltare Nord, Consiliul Dezvoltare Nord, ultima vreme acordă atenție deosebită. Au fost create două comisii, una cu apă și cu canalizare și una sectorială, deci cu problemele deșeurilor. Au fost și câteva proiecte implementate, sunt și unele realizate, dar că mai sunt probleme ca și structură. De fiecare proiect, cât de mare n-ar fi, nu poate să rezolve toate problemele existente în o regiune sau în alta. Și acum mergem la... Domnul Cucuiel, dar și îmi permit eu să intervin. ADR Nord pentru noi, pentru Raimond Fălești, este un suport extraordinar. Prin finanțarea de la ADR Nord s-a reușit construcția stației de tratare, ceea ce este o sumă enormă de bani și o contribuție deosebită. În continuare avem finanțare pentru reanimarea traseului de apeduc. Anul trecut am primit 9 milioane pentru activitate de muncă. Avem preconizate resurse în acest an și anul următor pentru a definitiva reabilitarea completă a traseului. Așa că eu, domnul director, interimar, să știți că am așa o speranță deosebită în ceea ce este ADR-ul și soluția problemei la Pălești. Nu știu cine altul mai bine decât dumneavoastră cunoaște această problemă și se implică atât de existent. Noi vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc, dar vreau să menționez că n-am vrut eu personal să mă laud. De tare, multe ori am menționat acest lucru despre rolul Agenției Dezvoltare Nord în dezvoltarea comunităților și inclusiv a raionului Pălești. Am avut proiecte de studii serioase și care vor contribui la îmbunătățirea vieții cetățenilor din raionul nostru. Deci am zis că trecem la proiectul nostru. Beneficiarul proiectului, știți că este Consiliul Local Fălești, cu aplicantul 1, deci evidență, este Consiliul Local Nova Sulița, Regiunea Cernăbuț-Ucraina, Centrul Regional de Mediu din Moldova, Asociația Cutizătorul și Asociația Ucrească, Agenția din Novoselița de Dezvoltare Economică și Cooperare Transfrontalieră cu denumire nouă conform noii legislații a Ucrainei. Da, deci proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, ca și fostele proiecte de cooperare transfrontalieră și el se numește Programul de Cooperare Teritorială în cadrul parteneriatului ESTIC și vreau să spun că toate că este mic, a plasat curte destul de adânci în dezvoltarea capacităților multor administrații publice locale, organizații neguvernamentale și instituții publice. Și acele 16 proiecte este rezultatul unei activități de mai mulți ani care au organizat-o și sperăm ca și rezultatele să fie destul de bune. Care sunt obiectivele proiectului nostru? Le vedeți pe ecran. Dezvoltarea de noi soluții de colectare deșeurilor în zonele rurale din raionul Fălești și în sectorul caselor individuale din orașul Novoselița. Vreau să spun că am zis ideea proiectului respectiv și multe din activitățile sunt o urmare sau o necesitate a fostului proiect care l-am implementat în raionul Fălești, în orașul Fălești, mai mult și 10 primării rurale. Unii a fost un proiect pilot, unde au fost construite niște modele de gestionare corecte a deșeurilor. Din păcate, cu lipsa de donatori suficiente, lipsa de surse financiare a primăriilor, nu peste tot a fost continuat acest lucru ca să asigurăm întregii deșeurilor. Pe parcurs a apărut și o strategie nouă a deșeurilor Republica Moldova, unde nu vom mai avea nevoie de deșeurile, dar se vor crea stații de transfer, deci a deșeurilor la câteva depozite, undeva 8, mi se pare, sau 9 în Republica Moldova. Și
un rol aparte, eu sper că are și depozitul nostru, care la moment este unul dintre cel mai bune din Republica Moldova și cred că va trebui să-l menținem, pentru că este un loc dat de la Dumnezeu și nici nu se cunoaște că acolo se greșeau, pentru că am mai fost la altele și la 2-3 km plin de gătii, de celofan, de ce doriți, la noi condițiile sunt foarte bune. Deci un obiectiv aparte este ca proiectul nostru să reducă cantitatea de deșeuri, deci nu numai în primăria pilot, dar și în alte primării. Iată de grabă ne așteaptă pilonarul, care înverzire și aranjare localităților. Iată această perioadă noi o vom promova și vom chema administrația publică locală, organele de abilitate, cu toții să luptăm cu aceste depozite neautorizate sau sporadice, cum apar ele, și măcar să le micșorăm numărul cu totul. Deci va crește nivelul de conștientizare a cetățenilor, fiindcă avem o serie de activități în acest domeniu. Vreau să spun că acest obiectiv este foarte unul dintre cele mai grele, fiindcă ai construit o platformă, dar nu este suficient, dacă omul nu înțeles că asta e pentru dânsul și el trebuie să colecteze selectat, atunci o să trântească ori tot la un loc sau lângă platformă. Și de aceea, acestui obiectiv, noi sperăm ca să le se urme în comportamentul cetățenilor din raionul Fălești. Acest proiect are și o importanță în continuare dezvoltării cooperării transfrontaliere dintre Moldova și Ucraina. Noi suntem două țări care avem multe probleme și istorii comune și de aceea proiectul ne permite ca noi să învățăm unii de la alții, să găsim soluții comune și să venim la finele proiectului cu, o să mă opresc mai târziu, cu rezultate cât de cât, care vor influența situația și din mediu și în comportamentul cetățenilor. Bugetul proiectului mondiaț este 299.112 euro, inclusiv grantul sau contribuția Uniunii Europene, 269.200 de euro, inclusiv partea Consiliului Raional, 1.783.940 de lei. Perioada de implementare este 14 luni, deci a început la 13 decembrie și se va finaliza. Vreau să confirm ce a spus și doamna președinte și doamna Tatiana, că este un program care ne pregătește, adică administrațiile, instituțiile publice, instituțiile științifice, societatea civilă, ne pregătește pentru accesarea unor programe mai serioase, de o adevărată mai mare, infrastructură, așa, investiționale, cu un cost destul mai mare decât acest program. E păcat că noi nu l-am implementat puțin mai înainte și corespunde începutul implementării noastre cu lansarea programului România-Moldova și cred că cineva o să ne încurce ca să izbutească și aici și acolo, când face repede ceva greșește. Dar, mă rog, acei care permanent țin aceste probleme în vizorul său, cred că ideile sunt corporate, partenerii aveți selectați și treburile o să meargă destul de bine. În primul rând, proiectul este adresat administrațiilor publice locale, care sunt responsabile de situația ecologică și managementul deșeurilor în teritoriile pe care gestionează instituțiile publice, instituțiile de educație, de învățământ, o să instruim și profesorii, și elevii, și funcționari, și consilieri locali, și membrii întreprinderilor municipale, acolo ele sunt create. Deci, beneficiarii finali, știți că sunt toți cetățeni, noi toți vom beneficia de un mediu mai curat, sperăm, nu chiar poate se va rezolva, dar într-un fel va diminui și mediul mai curat, vor câștiga și primăriile, că vor încerca să soluționeze cât de cât problema deșeurilor și se va reduce și cantitatea deșeurilor aruncate pe malul râurilor, lacurilor și așa mai departe. Alexandru, te rog să mă ajuți. Așa. Care ar fi activitățile principale din cadrul proiectului respectiv? Actorii proiectului deci au definitivat, vedeți aici, 4 grupuri de activități. Gestionarea deșeurilor în zonele rurale și sectorul privat, în zona de graniță,
campanie de sensibilizare și implicare a publicului în procesul de gestionare a SEO-urilor, asigurarea vizibilității proiectului, ce este tot foarte important și atât donatorul cât și administratorul programului ne-am accentuat nu o singură dată atenția la această problemă și managementul și coordonarea proiectului. Fiindcă cât de reușit va fi, el depinde de echipa transfrontalieră, de echipa fiecare parteneră în parte. Și vreau să spun că ieri, cam târziu, dar a avut prima ședință a Comitetului de Coordonare a proiectului, unde au fost 100% toți partenerii și noi am discutat mersul implementării, ce am izbutit să facem până acum, ce probleme, fiindcă proiectul a demarat, programul, dar mai sunt multe probleme de concretizat într-o direcție sau în alta și sperăm că sunt folosim în ocazia că doamna Tatiana este prezentă și la final să avem cu partenerii din Ucraina și Moldova o discuție unde să primim răspunsurile necesare. Deci am creat deja birouri în toate la toți partenerii și în Moldova și în Ucraina. Am editat afișa proiectului, aici vedeți și bannerul programului și a proiectului nostru cu invitația deci, partenerilor care participă la implementarea proiectului. Așa un banner va fi elaborat și în regiunea Cernăuț și ele vor fi utilizate la în timpul activităților, adunărilor, meselor, rotunde, seminarilor și așa mai departe. Deci au fost identificate sau elaborate criteriile de selectare a unei primării rurale din Raiul Fălești. Dacă în Cernăuț e clar, asta va fi orașul, sectorul privat al orașului Nouă Suliță, noi la Fălești nu ne-am decis, n-am îndrăznit să numim o primărie Savalta, dar am hotărât să organizăm un concurs. Criteriile au fost publicate pe pagina web a Consiliul Raional, a fost publicat în Ziarul Raional și sperăm că noi să avem și învingătorul care va deveni o primărie pilot și acolo va fi testată o metodă prietenică sau binevoitoare anume pentru locuitorii și el. În acest scop vor fi organizate câteva întâlniri cu cetățeni, cu consilieri, cu funcționari la primărie, cu pedagogi, ca anume ei să ne spune care ar fi metoda mai bună pentru ei. În acest scop va fi organizat și un sondaj al opiniei publice, așa vor fi intervievați 2000 de cetățeni, asta nu-i puțin, e un lucru destul de mare, și paralel va fi început lucrul de elaborare a două studii în Ucraina și în Moldova, anume de identificare cele mai adecvate metode de colectare selectivă. Fiindcă vrem noi sau nu vrem, acesta este viitorul și cine a avut ocazia să circule prin Europa, ați văzut că la 90, la câte procente în locuri diferite, dar în marea majoritate are loc colectarea selectivă a deșeurilor. Deci, pe întreaga perioadă a proiectului vor fi elaborate și distribuite materiale informative, așa, care să ajute organizațiile, instituțiile publice de învățământ să conștientizeze care este impactul deșeurilor asupra mediului și sănătății umane. Fiindcă, din părere de rău, astăzi impactul este destul de negativ. Compania informațională are același scop, toate căile să promovăm un mediu sănătos de viață, o gestionare corectă a deșeurilor și sperăm ca să ne duci foarte mult și mass media, televiziunea. Mulțumim că vă primim că este azi cu noi și va difuza un interviu care sper să ajungă la media și altor organizații și organe din alte regioane, pentru că toți avem același scop de a îmbunătăți situația ecologică și din mediu. Deci am spus că vom asigura vizibilitatea proiectului, absolut toate documentele elaborate, distribuite, trebuie să cuprindă acele recomandări de manualul de vizibilitate, care noi toți l-am primit, l-am studiat, și vă mulțumim chiar pentru el, că unele sunt cam aproape, așa, puțin trebuie să modernizate și
mai o să respectăm în loc mai aceste lucruri. Organizarea și desfășurarea a 20 de seminare, 10 în Republica Moldova și 10 în Ucraina, tot cu aceste categorii de beneficiari care sunt responsabili de managementul deșeurilor. O să le aducem la cunoștință, pe lângă principiile acestui management, legislația de mediu care există, știți că a fost primită legea deșeurilor. Deja avem o clasificare nouă de deșeurilor și alte normative care nu le-au citit încă și nu au primire, deci trebuie să le îndeplinească. Deci vom organiza 5 ședințe ale echipei transfrontaliere, 2 ale comitetului de coordonare a proiectelor, așa, 10 mese rotunde, 6 în Moldova și 4 în Ucraina, care au același scop de a aduna împreună toți factorii de decizii, reprezentanții agenților economici, cetățenilor și a dezbate situația actuală a deșeurilor, care putem să spunem că în majoritatea cazurilor este nesatisfăcătoare și proiectul nostru are ca scop să mișcăm, să îmbunătățăm acest domeniu de activitate. Deci vor fi editate și distribuite, deci 8.000 de variante informative, 6.000 de broșuri, 3.000 de postere, așa, în limbile română și ucraineană, așa ca să poată beneficia și cetățenii din Moldova și cetățenii din Ucraina. Așa că o să avem rugămintea către parteneri să ne ajute la distribuirea lor, ca aceste materiale informative să nu stea undeva pe rafuri, dar să ajungă cineva să le citească, să le transmită, așa, la vecini, la prieteni, să-și ridice nivelul de cunoștință în acest domeniu. Organizarea procedurilor de achiziție. Nu avem atât de multe ca în alte proiecte mai mari, dar totuși ele sunt și parcă ne-am clarificat, dar o să vă mai punem careva întrebări ca să fim deja la 100% convinși. Așa și sperăm ca aceste proceduri să decurgă conform ghidului Uniunii Europene și prag 2014, în cadrul căruia suntem implicați să-l îndeplinim. Deci, iată, și vorbim despre infrastructură, 61.000 de euro, ce nu este puțin, pentru două localități, care va fi selectată Jentfălie și Măusulița, vom cumpăra pupene și vom distribui la cetățeni să vedem care sunt rezultatele acestei metode. Știți că noi la Fălești am construit multe platforme, am plasat, s-au schimbat pe bine situația, plasticul colectează separat, mai ai alte probleme cu sticlele și cu hârtia, hârtia mai mult la foc merge. În orice caz s-a mișcat de local și dar la primul proiect nu venea să plângem. Cu toate că am scris noi de plastic, hârtie, majoritatea aruncau la un loc, deci trebuia să fie cineva cu bețișorul acolo. Dar conștientizarea vine treptat. De atât așa am zis că este unul din cele mai grele obiective. Și iată acele măsuri și acțiuni care sunt prevăzute în proiectul nostru să ne ajute să soluționăm aceste probleme. Co-aplicantul 4 va organiza o conferință internațională în Ucraina despre managementul adecvat al deșeurilor. Așa sperăm că să căpătăm cunoștințe noi teoretice și poate chiar să vizităm careva obiective din orașul Măusulița. Fiindcă am spus că schimbul de experiență și posibilitatea de a sta unul la altul are un mare rol în fiecare proiect. Dacă noi ne-am întâlnit în fuga repede și ne-am studiat, măcar și părțile pozitive și negative, tot este o experiență, ca noi să le ocolim, să nu le repetăm. Deci, păcat va fi ca noi să le folosim de această oportunitate. Deci, vor avea loc, iată, astăzi are loc conferința de lansare a proiectului și la sfârșitul proiectului vom avea la Chișinău conferința finală de 3 zile unde vor participa cei mai aprigi, eu știu, luptători cu deșeurile și vom căuta împreună soluții și vom ieși cu careva recomandații în adresa administrației.
administrațiilor publice locale, societății civile și tuturor entităților care se ocupă cu colectarea și transportarea deșeurilor. Așa, bineînțeles că va trebui să elaborăm, să prezentăm rapoarte, așa, intermediare, finale, să prezentăm aceste rapoarte la secretariat tehnic, la auditor, după aceea, ce va fi audiat proiectul, sperăm că el cu succes să fie închis și aprobat de către secretariatul tehnic comun. Iată, pe scurt, ce am dorit să... Republicii Moldova, centrului de colaborare transformație aeriei și, în general, Republicii Moldova, ca așa, vecini, prieteni care ne-au acordat din nou această onoare ca să fim parteneri într-un nou proiect, având un termen destul de mare de colaborare între localitățile noastre și comunitățile noastre. Acum, cred că de grabă fi 10 ani, chiar în vara asta avem o colaborare cam de 10 ani, care s-a evaluat fructuos cu diferite măsuri care ne-au împrietenit și acum ne scotim ca rude. Dar dacă rudele fiecare are grijă de casa lui și de casa rudelor și a prietenilor, așa și noi acum ne-am adunat ca să facem, să încercăm să facem o curățenie în cadrul acestui proiect, să facem o curățenie generală în casa noastră sau măcar să ne stăruim să facem curățenie aceasta. Proiectul pentru noi, prima fază a proiectului care a fost tot Consiliul în Alfărești, ne-a creat anume condiții de selectare a deșeurilor în orașul Nouă Sulița, în partea urbană a orașului, și construind acele platforme. Și noi am avut fix acele probleme, că de care domnul Cimpăieș a spus că, necătând la ceea că am scris toate containerele diferite, colectare selectivă, dar problema era că conștiința, să spunem, nu chiar la a populației, nu chiar la nivelul dorit. Dar unificuri apa acolo să faci treabă, să spunem așa. Și faza aceasta, proiectul sau proiectul nou, în cadrul programului Moldova-Ucraina, ne dă posibilitate ca să continuăm și în partea rurală a orașului, fiindcă având o legislație care de la 1 ianuarie 1918 ne obligă pe noi, organele puterii publici, ca să asigurăm colectarea selecționată selectivă a deșeurilor. Părerii de rău nu sunt formate, nu sunt create în țară în aceste condiții, dar știți, când vin cei care ne controlează, nu prea gândesc la cei care sunt condițiile, dar cer ca noi să le realizăm. Avem una credință că aceste seminare, aceste mese rotunde care se vor petrece în cadrul proiectului, vor aduce la ridicarea nivelului de conștientizare a acestei probleme, pentru că problemele deșeurilor, colectării deșeurilor, sigur că sunt o întrebare globală de tip globalistic și asta cred că va fi cea mai mare nevoie care vom avea noi, nu atât noi, cât cei care vin din generațiile care vin mai departe, după noi. Noi, gonindu-ne după diferite realizări a științei tehnici, acum am creat așa materiale care mulți ani sau mulți zeci de ani, chiar sute de ani vor dăuna mediul înconjurător. Noi mă bucur de ideea care ați spus-o dumneavoastră, domnul Cimpăieș, că se vor crea în țară câteva centre de colectare a deșeurilor. Pentru că aparte fiecare localitate, chiar cât n-ar avea sau chiar un raion întreg, e foarte greu. Noi am avut diferite propuneri din alte programe europene, însă condiția principală era ca la selectarea în acest proiect să participe regiunea întreagă, 1 milion de locuitori, de exemplu. Atunci este eficacitatea proiectului, investițiilor care sunt alocate în acest... Dar
Neavând acele condiții ca fiecare locuitor să conștientizeze că trebuiești selectat selectiv, trebuiești nu de aruncat acum, știți, nivelul de trai a locuitorilor acum e destul de înalt la noi în orice caz și nu mai folosește nimeni hârtia, nu mai ard sobele, nu mai ard diferite și totul se aruncă, nu se poate nimic de găsit o diferită de rezolvare a problemei. De aceea problema este principală ca noi să ne implicăm în această și să avem un succes. E foarte bun, îmi pare bine că dumneavoastră ați făcut un concurs, ați preconizat un concurs pentru a selecta o anumită primărie sau localitate care într-adevăr poate să devină localitate model. Noi, după alegerile din 27 decembrie, suntem acum o comunitate care e creată din 6 localități și cu număr de locuitori la 20.000 de oameni și atunci credem că și noi avem de acum bază a unui nou proiect, în sensul că vom putea să conectăm la acest proiect și alte diferite localități care au intrat în comunitatea noastră. Aceasta este o perspectivă la care credem că va fi posibilă dacă vom realiza cu succes, dar am încredere pentru că partenerii noștri au fost permanent parteneri de bună credință și de permanent ne-au fost un sprijin de cauza despre ce le spunem încă o dată, un mersi frumos și credem că cooperarea noastră va aduce la rezolvarea acelor probleme care stau în fața comunităților, locuitorilor și a țărilor noastre. Mulțumesc, da. Mulțumim mult, doamna primar. Știți că Consiliul Regional Fălești, Regionul Fălești, de asemenea, sunt confortabil în activitatea de parteneriat cu dumneavoastră, fiindcă, de fapt, avem unele și aceleași scopuri și ne-am convins că împreună este mai ușor să soluționăm problemele dificile, în special dacă este vorba despre proiecte și programe transfrontaliere. În continuare, oferim cuvântul domnului Pătruță Victor, consultant în managementul deșeurilor Regiunii Moldova. Dar înainte de a vorbi cu ce o să facem noi în cadrul acestui proiect și de unde a apărut ideea, vreau să spun că anul trecut, de fapt, a fost un an important în managementul deșeurilor la nivel global, pentru că anul trecut Germania a devenit prima țară din lume unde nu mai sunt depozite de gunoi. Deci ei nu mai au depozite. În anul, la sfârșitul anului 70, aveau 50.000 de depozite de gunoi. Anul trecut, toate s-au lichidat, ultimul a fost lichidat. Deci ei au o rată de 48% de reciclare a deșeurilor, deci 35% incinerare și 18% compost. Deci nu mai avem depozite. Cu părere de rău, la noi încă o să mai dureze până când o să fie depozite, dar acest proiect este un pas, eu cred, în acest domeniu. Și acum eu o să vorbesc despre ceea ce vrem noi să facem și de unde a apărut ideea, pentru că componenta asta este probabil cea mai importantă și domnul Cimpăiești a spus că ăsta este un proiect pilot pentru raionul Fălești. De fapt, ăsta o să fie un proiect pilot pentru Republica Moldova, pentru că noi avem strategia de management a deșeurilor, dar nu avem încă niște acte sau niște soluții cum se colectează, cum s-ar colecta deșeurile în localitățile rurale. Pentru că în localitățile urbane, în Chișinău, tot știu, sunt platforme, sunt containere, vine mașina, le încarcă, le duce, le selectează, nu le selectează. În localitățile rurale nu este clar despre asta. Pentru că depinde și de așezarea geografică. Deci noi avem localități unde sunt drumuri, hudiți, unde mașina nu merge ca să colecteze. Deci, iată, ceea ce vrem în acest proiect să facem și când vorbeam, este ca să testăm niște metode de colectare
separată a deșeurilor în localitățile rurale. Și ceea ce a făcut Consiliul Raional Bucălești și a anunțat concurs pentru primărie unde, sau pentru localitatea unde o să încercăm să facem lucrul ăsta, este primul pas. Eu sper că, cum a fost și în condițiile concursului, ca primărie din această localitate să ne susțină, pentru că nu este simplu. Și dacă vă aduceți aminte aici în Făleci, când noi am început primul proiect în 2006, când am construit platforme, domnul Cimbureș trebuie să aduc aminte, deci au fost niște platforme care au fost construite și pe urmă au fost demolate, pentru că locuitorii nu erau de acord ca să fie, unul spunea că e prea aproape de partea lui, altul spunea că e prea departe, deci erau din 28, da, domnul Cimbureș, atunci am construit și două mătini că erau cu probleme. Problema deci, era alta. Erau întreprinderi municipale și îi luau pâinea lor. Nu contează. Erau. Deci, exact așa în această primărie, noi am fi vrut ca să avem o conlucrare în această localitate cu primăria, ca într-adevăr să avem ceea ce spune domnul Cimbureș, o să fie o chestionare. Vrem să vedem într-adevăr cum la populație e cel mai convenabil pentru a colecta aceste deșeuri. E clar că noi vrem ca deșeurile să fie colectate la sursă, separate la sursă. Noi știm, suntem foarte conștienți că lucrul ăsta nu se întâmplă deodată. Și aici, nu de atâta pentru că noi suntem așa sau așa este mentalitatea populației. Și aici vreau să vă dau un exemplu. Eu am fost odată într-o vizită în Statele Unite, în port la Maine. Deci ei având bani destui, deci au instalat cubele pentru colectarea asta, a fost de la, până în 2000, deci ca să colecteze separat. Și după două luni de zile, eu înțeles că nimeni nu colectează separat. Toți aruncă tot la un loc așa cum era, măcar că era tot informat. Deci ei au strâns toate cubelele, toate containerele și trei ani de zile au conștientizat populația prin mass media cum trebuie de colectat. Și numai după 3 ani iar au instalat aceste containere și unii rata, după 3 ani de zile de conștientizare insistentă, era 30%. Și numai după încă vreo 2-3 ani s-a ridicat la 60-70%. Deci noi suntem tot așa ca toată lumea. Dar trebuie lucrul ăsta să facem. Cu părere de rău, nu toți înțeleg și nu toți donatorii și nici guvernul nostru nu înțelege că componenta asta de conștientizare, în special în acest domeniu, este principală. Deci dacă noi nu o să lucrăm cu populația și nu o să-i spunem de la mic că uite tu hârtie trebuie să o duci acolo, plasticul acolo și asta acolo, nimeni n-a să facă lucrul ăsta. Deci, și cum a spus și domnul Cimbureș, asta componentă e cea mai grea, ca să schimbăm mentalitatea. Pentru că pus containere nu-i problemă. Sunt bani, le-am procurat, le-am instalat, și gata, s-a terminat. Dar mai departe ce facem? Deci ăsta este ceea ce eu am spus, că noi vrem să facem un studiu. Deci în acest domeniu, pentru ca să vedem, să discutăm cu populația, de exemplu, în localitatea Unesfii, cum e lor mai comod și cum este mai bine. Deci pentru asta, noi să venim cu careva variante. Populația trebuie ca să discutăm. Eu cum zic că o să fim cam prezenți pe aici, în această localitate, ca să discutăm, să avem un studiu care să fie un model pentru Republica Moldova. Pentru că, într-adevăr, conform strategiei, avem 8 depozite, trebuie să fie stații de transfer, dar până la stații de transfer, deci cum noi colectăm în localitățile rurale, care majoritatea Republica Moldova sunt din localități rurale. Cu cât mai mult o să colectăm separat la sursă, cu atât mai puțin o să ducem la depozit. Lucrul ăsta o să fie, este un lucru de lungă durată, dar eu sper că cel puțin Fălești, orașul Fălești este un exemplu. Când noi am început primul proiect, rata de colectare separată era zero. Acum avem mahalale unde rata mai mult de 50%. Mahalale, nu toți. Măcar că la toți ne-am spus așa. Toți au fost. Deci, iarăși, trebuie conștientizat. Da, următoarea stare. Deci, aici avem campania asta de sensibilizare cu care noi vrem ca să, nu numai în localitatea unde o să fie selectată.
Lucrul ăsta, deci, cel puțin pentru raionul Fălești, o să fie făcut pentru tot raionul și noi, pe pagina web, în mass media, o să încercăm ca să atenționăm lucrul ăsta și alte localități din Republica Moldova, adică spunând că, uite, așa trebuie de făcut și asta este scopul în acest domeniu. Adică pentru managementul deșeurilor, cum spun, 80% din colectare separată depinde de populație, de conștiință. Dacă omul vrea să colecteze separat, nu este o problemă. Oricum tot se duc la supermarket, la nu știu unde acolo, cumpără cupon și cu nu știu ce. Deci dacă tu vrei de acasă, îl pui în punga, plasticul în punga respectivă, asta în punga respectivă, o duci, o scoți, apare altă problemă dacă cei din Chișinău, dacă care solicită mai în vârstă, ia de mine. Atunci știu că a fost un exemplu în sectorul botanică, unde s-a colectat separat, a fost un proiect. Erau tot așa, aduceau lumea, străduie, era prima dată, uite ce e interesant, dar se uita de la balcon că vine mașina și strânge tot la un loc. Deci asta mai greu faci, mai bine dar nu colecta separat, lasă strâng așa cum este, decât tu să-l pui pe om să colecteze separat și după asta să vii să este și tot la un loc. Deci asta este problema și asta noi vrem să soluționăm în prima cu studiul acesta ca să arătăm că lucrul ăsta se poate de făcut. Deci asta o să fie, cum am spus, campania asta de sensibilizare, una din, așa, importantă în acest proiect. Și următorul. Nu, vizibilitatea, eu vorbesc despre activitățile care, de fapt, o să fie un fel de responsabilitate a REC Moldova. Deci, asigurarea vizibilității proiectului este important și asta este foarte bine de înțeles. Donatorul vrea, el dă bani, el vrea ca tot știi, el o dat bani, nu cine și asta și el susține lucrul ăsta și datorită lor s-au schimbat situația în localitatea respectivă. Eu sper spre bine. Deci lucrul ăsta tot o să fie făcut. Noi deja am vorbit și ieri la comitetul acesta de supraveghere a proiectului, că trebuie ca să avem condițiile din manualul de vizibilitate, tot să fie așa conform manualului, ca să fie cunoscut. Deci, respectiv, eu sper că și pe tubirile, pe tot ce o să facem acolo, o să fie semnele respective, adică asta, lucrul ăsta o să fie, este iarăși de un fel de responsabilitatea noastră. Și, cum spuneam, avem de organizat conferința finală. Nu, încă noi nu suntem siguri, o să fie la Chișinău sau poate în altă parte, o să vedem. Deci, poate, da, poate la Fălești, poate la Viena. La Viena, putem să vedem incineratorul care este în centrul Vienei și care nimeni nu știe că acolo e incinerator. Cred că e supermarket ceva, e tot frumos amenajat, dar el se află în centrul Vienei. Și se poate dus acolo de văzut. Părere de rău, poate cel puțin în Chișinău trebuie să ducem pe cineva din Chișinău să vadă că incinerarea asta nu este, spun la primărie în Chișinău, că asta e doamne ferește ce, adică o trăvire. Incinerarea asta e o soluție foarte bună, mult mai bună decât landfill, cum asta, groapa de gunoi, da, momente. Mai ales că nu sunt amenajate așa cum trebuie. Numai că normal trebuie de folosit tehnologii noi, nu tehnologii care le-au demontat, care erau incineratori din anii 50 în Italia și le aduc la noi. Decât să-l arunci, mai bine să-l vândă pe ceva. Asta e problema. Și asta îmi pare că tot ce am vrut eu, da? Despre activitățile REC Moldova. Evident că noi o să participăm la toate ședințele comitetului de supraveghere, deci la grupurile de lucru. Și domnul Cincureș a menționat că este important ca noi trebuie să ne întâlnim mai des. Proiectul s-a micșorat 4 luni, parcă nu-i mult, dar este, pentru noi este destul de mult, fiindcă sunt o mulțime de activități care trebuie să reușim să le facem. Și eu sper că, cum a spus și doamna Maria, noi ne cunoaștem de tare de mult. Noi avem, cel puțin REC Moldova aici în Fălești, de acum și în noua suliță, asta ea să fie a doilea, da, proiect.
Noi am mai avut un proiect, nu cu Consiliul în Noua Soliță, cu educație ecologică, dar în Fălești asta de acum nici nu mai știu. Deseori se spune că Republica Moldova este una dintre cele mai sărace țări din Europa, dar vreau să spun că suntem sărați, dar avem ce mai mult cu noi. Dacă ar fi să punem la cap de locuitor cât se produce deșeuri, noi vom fi pe primul loc în Europa și foarte regretabil că pe unde te duci, tot locul de gunoiște sunt autorizate, azi sunt echidate, mâine iar apărute din noi. De ce este foarte greu de a conștientiza populația că totuși trebuie să trăim într-o atmosferă așa verde, curată, deoarece viața e scurtă și dacă nu vom păstra, vom știți că durata vieții la noi în Moldova este una dintre cele mai mici în Europa. În cazul ăsta, de mult în internet am găsit satul de baștină a fostului nostru coleg aici în raion, domnul Pop, și m-a impresionat că, dar nu știam că este satul lui, dar era scris acolo oamenii de bază, și era scris Mihail Pop. Și când am deschis eu acolo, am văzut o calitate unde locuiesc, cred că părinți sau de cineva, și am arătat la colegii mei de rog cât de frumos arată această localitate, curată, cu niște drumuri curate, garduri, case frumoase. Mă gândeam, oricând am ajuns și noi în așa sfie să totuși să facem localitățile noastre să devină într-adevăr localitate curată, frumoasă, să vină cei din Europa să vadă că totuși noi trăim într-o atmosferă foarte curată. Privitor la activitățile pe care noi trebuie să le implementăm, nu vreau să repet, deoarece noi foarte mult lucrăm la implementarea acestui proiect cu aplicantul, cât și cu partenerul numărul 2, domnul Rec Moldova. De ce noi, așa să spunem, pregătim, pentru analiză, pregătim baza de date din localitățile noastre, ei fac o analiză, ei ne pregătesc nouă pentru pregătirea pentru organizarea și desfășurarea celor 10 seminare în localitățile raionului, noi le desfășurăm, cât și acele mese rotunde care trebuie să fie organizate și desfășurate în raionul Pălesc. De ce? Acestea sunt foarte multe organizate întâlniri cu populația, trebuie de lămărit și într-adevăr, conștientizarea populației este cel mai principal. Că, după cum s-a spus, că s-au organizat foarte multe întâlniri și astăzi, o zi, două, trei, el țin minte, pe urmă îl uită și totuși aruncă pe unii n-ar fi. Deci că principalul să fie o gradă curată, dar mai departe de o gradă, pe el nu îl interesează. Este această mentalitate, această de lichidat. Vom participa la toate activitățile, mai ales la distribuirea materialelor editate, deoarece cât de cât unul a citit, a transmis la celălalt, la un vecin, la un frate, la o soră, și totuși lucrul ăsta se reduce și noi sperăm că misiunea noastră de a duce la bun sfârșit și succes implementarea acestor proiecte va avea succes. Eu vă doresc succes și participare activă la implementarea acestui proiect. Acest proiect este pentru noi, pentru oameni, ca într-adevăr să viața noastră să fie mai bună. Bună ziua la toți! Eu sunt președinta Agenției din Sudesa, din Dezvoltare Economică și Colaborare Comunitară. În funcție agenției, în proiectul acesta, intră, în primul rând, de a petrece mese rotunde cu reprezentanții populației din mediul rural și organizațiile care vom găsi, vom selecta o soluție de colectarea a deșeurilor solide. A doilea funcție care intră ca să o facă așa o activitate agenția este vizibilitatea.
Vreau să spun că trainingul care a fost organizat de administrația programului prin 1-2 februarie a subliniat că, cum a spus și domnul Cătruță, vizibilitatea pentru aceste proiecte este una din principalele funcții, deoarece impozitele care le plătesc cetățenii europeni, ei vor să știe unde merg aceste impozite și de aceea, în funcția agenției mele, noastre va fi vizibilitatea prin mass media, prin de asemenea televiziunea la nivel regional, la nivel național. Aceste funcții le vom îndeplini noi în timpul activităților, în timpul implementării acestui proiect. Fiind aici, eu de asemenea vreau să mulțumesc Consiliului Regional din Ploiești în funcție cu doamna Iraida și cu domnul Cimpoiești, că în 2008 a fost pusă temelia prieteniei, o prietenie de parteneriat și acest parteneriat a avut un impact destul de mare pentru populațiile care sunt din raionul Fălește și din raionul Nouă-Sulița. Să vă mulțumesc că contribuiți la dezvoltarea regiunii, dezvoltarea lor. Raionul Fălești este printre primii, cum s-a mai menționat, care este implicat în atragerea de fonduri atât din țară cât și de peste hotare. Și astăzi sunt mândru, fiindcă am pământeni. Dacă ne uităm la această masă, noi cu Nouă-Sulița, eu sunt de Baștină, din Ținutul Herța, cu Nouă-Sulița ținem cununa. Dacă observați, ce înseamnă că între două raioane din regiune Cernăuți, curge Prutul, și leagă toate aceste localități și ne mândrim că există așa colaborare între noi. Asta una la mână. Despre managementul de seară, căsoritie, astăzi s-a vorbit foarte mult. La moment, după cum am menționat și domnul Cătruță, se elaborează studiile de fezabilitate pentru 8 subzone. Raionul Fălești face parte din subzona numărul 7. Cred că o să fie dusă până la capăt de elaborarea acestor studii de fizibilitate. Dacă o să avem aceste documente, urmează ca noi să atragem alte investiții, să le aplicăm în practică. Într-adevăr, noi, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, implementăm mai multe proiecte pe diferite domenii, apă, sanitație, managementul deșeurilor solide, eficiență energetică a clădirilor publice, construcții de drumuri și așa mai departe, dar un rol foarte important este conștientizarea populației privind colectarea selectivă a deșeurilor. Vă dau un simplu exemplu. În anul 2012 am implementat un proiect pentru 7 localități din raionul Râșcani și Droche. Le-am dat la cheie, cum spun moldovenii, 2 unități de transport ce colectează deșeurile. Un tractor cu remorcă TZ-82 99. Un tractor cu șanile și cu lavă pentru compactarea deșeurilor. Le-am cumpărat pobile, 7.000 și ceva de pobile pentru fiecare cetățean, pentru fiecare gospodărie. Le-am construit platforme pentru 4 euro containere la fiecare școală, grădiniță, centru de sănătate, etc. Le-am cumpărat calculatoare, mobiliere, software, totul, pentru a începe și a activa la cheie. Ce vă gândiți? Au trecut din 12, noi suntem în 18, 6 ani de zile și rata contractelor semnate cu întreprinderea ce gestionează serviciul dat este de la 20% până la 40%. Da, într-adevăr, au menționat colegii, este o problemă de conștiință. Și noi trebuie să lucrăm foarte mult. Noi spunem că
dați-ne bani și noi vom face. Nu facem nimic. Pe n-o să conștientizăm cu materia noastră cerușie, n-o să primim rezultatele dorite. Deci se pune accentul și e binevenit că au găsit colegii mei punctul pe care trebuie de făcut o accentuare în rândul populației de a conștientiza să colectăm deșeurile și asta nu o să vină de la primărie sau de la Consiliul Regional și o să fac lucrul acesta, dar trebuie să conștientizeze fiecare cetățean în parte. Eu nu vă rețin mult, încă o dată felicit atât Consiliul Regional, primăria din Nouă-Sulița, că într-adevăr cei din Bucovina au o inimă așa mai deosebită puțin din celelalte zone și vă doresc succes mai departe ca să izbutiți să elaborați, într-adevăr, cum ați menționat, un model după care să facă copy-paste celelalte administrații publici locale. Într-un ceas bun și cu noi. Un moment. Noi am făcut în proiectul de trecut o măsură, am trecut la grădiniță. Învățam copiii mici, selectare separată. Ei au trecut câteva zile, mă sună o bunică, care e din oraș, noi ne cunoaștem, suntem toți acolo, și mă sună, spune, ce faci tu acolo, mă mănâncă nepoțica, de ce eu nu pun trei saci ca să, ca să scot gunoi, de ce numai unul și în fiecare zi mă controlează cât saci pun. Eu cred că asta e ceva, ce-a fost, nu e o poveste. Eu cred că ea ca de la ei trebuie să începem conștientizare și atunci cred că o să avem succes. Mă scuzați. Mulțumim mult, doamna primar. Un exemplu elocvent pentru toată lumea. Cred că trebuie în sfârșit să înțelegem toți cei maturi că nu ne putem supăra pe cetățenii noștri, pe comunitățile noastre. Cetățenii noștri sunt, de fapt, rezultatul activității noastre administrative. Cu cât noi o să reușim să fim mai competenți în problemele respective, cu cât noi o să reușim să fim motivanți pentru populație, cu atât o să reușim să aducem schimbare. Eu vreau să vă mulțumesc pentru intervenție, domnul. Și în moment. Da, da. Noi la tema de astăzi, dar vreau să felicit Raionul Fălești și deosebi oraș Fălești și două localități sătești din Raionul Fălești, care ia că a venit astăzi, pur și simplu e o coincidență, nu e să vă gândiți că a venit... O coincidență frumoasă. Da, o coincidență frumoasă. O să urmăriți pe data de 15, o să fie semnat memorandumul de înțelegere privind finanțarea altui proiect pe domeniul apă și sanitație în Raionul dumneavoastră, și anume orașul Fălești, Fălești Noi, iar este domnul primar, dat o să semneze memorandumul, și la fel o să vină investiții din partea Uniunii Europene în Raionul dumneavoastră. Felicitări, la mai mult și la mai mare! În contextul celor expuse până acum, eu vreau să vă spun că am tot încredere că noi o să reușim. De ce? Dar de ce e că celălalt proiect investițional foarte mare care a fost desfășurat, care a fost realizat, implementat aici la Fălești, ne-a dus niște argumente care ne fac să fim încrezători în populația noastră. Dacă astăzi stația noastră de sortare a deșeurilor este una din cele mai bune din țară, este un rezultat a muncii noastre, la toți în comun, care de fapt se numește durabilitate. Și noi am demonstrat că toți împreună putem avea această durabilitate. De fapt,
de rezultatele mari investiționale din acel proiect, a beneficiat gospodăria comunală, care a primit în dar autobasculantele specializate, de fapt în dar cu toate problemele. Dacă se plătește mai mult în, la contabilitate administrativă, în permanență sunt cu gândul din chestiune tehnică. Deci, într-adevăr, aflând în anul 1994 în serviciile comunale, văd o diferență în ceea ce era când eram angajat, în funcție de controlul lor la sectorul de alimentare cu apă și canalizare și evacuare deșeurilor menajere, unde se efectua această lucrare 5% din toată suprafața ce se deținea primăria. Într-adevăr, este un efort foarte mare depus. Să zicem că mulți înțeleg sau puțini înțeleg că e chestiunea dată, dar este schimbare, deoarece efectuând anual evacuarea acestor deșeuri de la Belunare, cu tehnic specializată, întrunici toate serviciile, toate întreprinderile din raion, din oraș, aceasta acum nu se petrece în primăria Oraș Frești. Chiar nici nu se include în planul de activitate privind lichidarea deșeurilor gunoișilor neautorizate. Eu vreau să zic că ele primărie Ferești nu sunt. Este un punct care, da, recunoaștem, este un punct într-o zonă de traie a unor grup de cetățeni care, mă rog, nu este nici lumină, nu au nici apă, nici gard, nici poartă, mă rog, așa cum spune în America, îi duc într-un colț de oraș și trăiesc cei săraci. Da, nu s-a primit lucru cu selectarea, depozitarea selectivă, de transportarea selectivă, dar a fost implementat următorul proiect unde s-a construit această stație de sortare. Am lucrat foarte mult cu cetățenii personal, întreprinderea municipală. Vă zicem că 10 ani deja de la implementarea acestui proiect, pasul meu și gândul meu în întreprindere nu este pentru conștientizare pe viitor a primăriei Oraș Ferești, cetățenilor. Deja trebuie început niște măsuri de pedeapsă persoanelor care încalcă aceste regulamente sau aceste contracte care le avem încheiate și sunt obligațiuni și responsabilități a ambilor părți. Noi să evacuăm deșeurile, cetățenii să le depoziteze în locurile platformelor autorizate. O să practicăm chestiunea dată cu primăria. Deja alcătuim aceste procese verbale pentru chemarea cetățenilor rău platnici și rău depozitanți a deșeurilor la comisiile administrative, unde vom cere orele de pedeapsă să fie îndreptați la întreprinderea municipală să restituie această pagă pe care eu cumulesc. Deoarece întâlnindu-ne cu cetățenii, personal, chiar și pe strada centrală sau pe ceva, mănâncă răsărită sau înghețată, scurt, aruncă jos. Dându-i observații, băi, Nicaloșul celălalt, cum zice Rusă, fii tu în locul meu, eu sunt maestru la întreprinderea municipală, unde evacuez deșeuri. Fii tu în locul meu maestru și eu să-ți scuip în față, ce-i faci? Știți, ceva îl mustrează, să toași cu spatele și pleacă. Da, ceva îl simt că încalcă în domeniul ăsta de mediu și de... Și o propunere care așa este la mine și o discut în întreprindere și cum a spus și domnul Ursic, ca să fim bogați, să trecem toți prin Parlament. Așa este ideea mea, ca să avem un mediu curat și durabil, trebuie să activeze fiecare cetățean, pare mi se, în aceste servicii. De mediu, de administrare, de colaborare, de conștientizare, de servicii comunal, în servicii, toate servicii care se prestează. Deci, altfel nu poți să-l înțelegi pe cetățeanul acela. Deci, aia e pasul nostru în primărie, o să fie pentru aceea. A fi pedepsit și adus la servicii comunal să restituie această chestiune care o să rășească în teritoriul comunei. Într-adevăr, mulțumim tuturor partenerilor, mulțumim Consiliul Regional, deoarece, da, primul proiect a fost implementat pentru oraș. Sunt bucuros că va fi prelungit într-un sector, într-o primărie, deoarece gândul a fost că se va prelungi la noi, dar dacă este pus votul așa, noi o să susținem și am vrea ca această primărie să se alăture primăriei noastre, să lucrăm de comun, să se primească în acest sector rural acest lucru, deoarece noi la proiectele vechi am mers cu lecții
teoretic și practic, au fost seminarii trecute, într-adevăr, se prezentau ca și în orice 10-15 persoane care ceva înțelege, dar mult o să discutăm și o să le explicăm și o să le conștientizăm, cum am vorbit, o să mergem din grădinițe, din școli, dar suntem noi părinți care că avem o viață și care o ducem în societate și ar trebui și noi de vârstă ca să ne... Deci cum se aplică? Se aplică în școli și în grădinițe, că școli și grădinițe, dar noi ce? Noi tot trebuie să participăm la chestiunea dată și să facem aceste eforturi și să ne luăm responsabilitatea pe noi pentru a efectua aceste lucruri. Mulțumesc acestui proiect, îmi cer scuze, poate prea mult am discutat, dar și încă una, da, am prelungit din fondurile noastre, din susținerea întreprinderii, deci confecționarea a containerelor pentru plastic aparte, din alte configurații. Avem ocupate deja aceste 43 de platforme, 60% de aceste containere. Anul ăsta vor fi finalizate la toate platformele acestei containere pentru plastic. Vreau să vă informez că noi anual depozităm și presăm în jur de 10 tone de sticlă de plastic. Dacă noi am luat un volum nepresat, va fi ca 2-3 consiliere unale. Cred că așa, un volum mare de... Deci se presează în jur de o săptămână plasticul care ajunge în tiuplul ăsta de 1 metru pe 2. Deci noi depozităm aceste plastic, fac confecționăm și o dăm spre realizare și carton. Deci este un final. Dacă am zice că fiind la România se selectează 2% din Iași, din tot orașul ce se depozitează pe poligon, 2% merge pe stația de sortare, noi cu plasticul și cartonul suntem în jur de 20%, poate și mai mult. Și dacă ne-am luat noi așa îndrăzneală, să zic eu, să participăm în acest proiect și să încercăm, adică să provocăm populația din mediul rural spre o colectare atât de inteligentă a deșeurilor. V-am spus inițial, am mizat foarte mult pe inteligența primarilor noștri. Pe faptul că primarii noștri sunt de bună calitate și cetățenii comunilor noastre cred în administrația publică locală. Și atât cât avem aici câțiva primari, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum credeți? Este un program bun? Merită să mergem noi la această provocare? Ori poate este prea riscant? Fără ca să câștig, eu aici mi-am făcut acum planul, poate de realizat și de implementat în primărie, în comune, fără niciun ban adăugător. Noi putem să facem aceste lucruri de conștientizare, fără mari proiecte, mari programe și mari. Eu am venit astăzi că am făcut întâi lecție de matematică. Și printre altele ne-au venit acolo o idee și le-am spus la copii, chiar am făcut vreo 5 minute, ne-am permis, dar zic, asta e mai important. Zic, unii v-ați duce, nu o să vă întrebi dacă știți voi matematică sau nu. Dar o să vadă lumea cum vă comportați, cum aruncați, cum mâncați și aruncați hârtiuța aceea pe jos. Deci am făcut, eu am venit de la o lecție la alta. Deci principal, într-adevăr, e conștientizarea oamenilor. Și eu vă spun că chiar de lucru știi că proiectul nu o să fiu selectat, eu ne-am făcut proiectul și poate fi când mai bine decât în primărie care o fi selectat. Nu este o noutate pentru noi, fiindcă am lucrat și în proiectele anterioare, lumea deja este cât de cât pregătită, dar urmează oricum. Nu știu de ce la noi populația până nu este ghidată zi de zi, nu urmează acele lucruri care au primit, sau acele sfaturi care le-au primit anterior. Eu cred că am fost întotdeauna o țară unde am mers pe experiențe frumoase și ne-a reușit acest lucru și cred că încă un examen frumos de acest fel ne va dovedi că noi totuși suntem o țară de cetățeni care vrem să fie curățeni și suntem gospodari la noi acasă. Eu cred că, într-adevăr, trebuie să depunem efort și proiectul va fi realizat cu succes. Bineînțeles că să rugem 40 de ani să avem depozite de deșeuri, numai decât că trebuie să mergem pe varianta asta, prin selectarea deșeurilor și cu atât mai mult credeți-mă că lăsat lucrurile bune izvorăsc, adică dacă vecinul vede că uite, vecinul meu zi de zi depozitează gunoiul într-un loc amplasat și selectat,
mai devreme, mai târziu, îi vine și lumii de la cap și merge pe calea cea dreaptă. Adică... Nu știu în care an sau când o să putem și noi participa la asemenea proiecte, din motiv că suntem destul de departe de centrul rural și de către departe de gospodărie comunală. În localitate avem un specific anume, deșeurile, dar toată localitatea se află în poima din mijlocit a râului Pruț, adică toate deșeurile care le facem noi acolo, vrem sau nu vrem, n-avem unde stocat, nu putem să le aducem la Fălești, să stocăm tot în poima râului, ceea ce ne face foarte, spunem, e ceva un pericol pentru râul Pruț. Nu avem unde depozitat, nu putem să ducem în aval, trebuie să le menținem în poimă și sperăm în viitor apropiat la o... Am înțeles asta și este o strategie națională. Și deja dacă e strategie națională, o să o citim, să știm care strategie și o să mergem la a realiza un proiect. Adică eu am fost personal la Ministerul Ecologiei, am vrut să scriu un proiect, dar mi s-a spus așteptați, pentru că nu știm strategie și nu știm cum să vă ghidăm și ce să vă spunem. A cheltui niște bani, adică nu-i greu, e foarte ușor și după care trebuie să mergem în alt formă. Deși am trecut la sistemul de pedut de canalizare, care l-am finisat anul ăsta și vrem să-l dăm în exploatare, după care urmează canalizarea. Luptăm noi nu doar pentru reparația drumurilor, a edificiilor, dar cât deja a ajuns înțelegere din mult la noi și lucrăm pentru a schimba mentalitatea cetățeanului nostru, ca să-l ajutăm să-i facem viața nu mai ușoară doar, dar chiar mai frumoasă. Vreau să spun că, adică, repetând la faptul dacă o să câștigăm acest proiect sau nu, eu mi-am venit o idee. Adică, la un sat, acum este iarnă și nu este posibilitat, pentru că sunt unele drumuri care nu-i acces, dar avem un tractor cu remorcă care ne oferă un agent economic, noi strângem gunoaiele de la oamenii care îi le depozitează în saci. Și ar fi foarte ușor ca eu să le spun oameni buni, puneți trei saci, adică unul cu gunoaie, îl ducem la gunoaiești autorizați, ceilalți îi depozităm undeva și când avem cantitate mai mare, putem comanda la gospodărie comunală să ne iei și să ne ducă la loc. Și aceasta va fi o favoare, zic că satul ne va fi mai curat și fiindcă acesta este o gospodărie mare, și trebuie să o comparăm ca gospodăria noastră de acasă. Adică să știm peste tot unde sunt punctele slabe, unde să știm curat. Am vrut să spun numai proiect. Noi, personal, eu m-am ocup cu lichidarea gunoiilor neautorizate, chiar în jurul monumentului eroilor în oraș acolo. Ce era acolo, eu am fotografii, cum să zic, și-a splasat de primării. Strășnicie acolo era și ne ocupați cu asta. E clar, proiectul dat are o însemnătate mare pentru localitățile raionului și orașul Fălești, dacă eu nu cred că să câștigăm mai orașul acolo, dar totuși, fiindcă noi avem de acum selectarea deșeurilor solide și, cum a menționat și domnul Ion, că fac unele lucrări, dar avem încă mult de făcut în direcția aceasta. Foarte mult este. Și, într-adevăr, conștiința cetățenilor. Că eu mă duc în oraș, în toate bunări, să este subiectul mare de aranjamente acolo. Sunt valicari. La un loc, dar măcar acum s-a pus, este într-adevăr, pentru plastic, dar trebuie și pentru cartonul ăsta, pentru hârtii, pentru... Dar, într-adevăr, trebuie de acasă, de selectat și de dus la frontarele care sunt existente. Eu doresc succes pe toți în implementarea proiectului dat în oraș și în Răul Fălești.